Atacurile unor animale neidentificate până acum au continuat în satul nemțean Izvoare. Autoritățile, la cererea cetățenilor, au trimis o echipă mixtă în teren pentru a cerceta situația, pentru a găsi urme ale atacurilor și pentru a găsi soluții. De 2 săptămâni, dar mai ales în ultimile 4 zile, mai multe gospodării au fost atacate de animale, ce păreau a fi câini sălbăticiți. Însă, oamenii spun că este vorba despre șacali care s-au aciuiat de ceva vreme în apropierea municipiului Piatra Neamț. Peste 100 de animale au fost omorâte în aceste atacuri. De ce să omor câinele dacă el n-are nicio vină? De când, eu atunci seara când m-a atacat pe mine, m-am dus repede în fermă. Între hale acolo și am stat de așa. Ei s-au adunat în grămadă cum au văzut și pe mine, dar știți câțiva câini acolo, 3-4 care sunt. Și au început să urle. Am stat până la 12 jumate. Am venit acasă liniștit ca dimineața să mă trezesc cu toate animalele la rând, așa. Au mai venit? Da, ieri noapte. Dar nu am mai avut seie, că eu închid acum, e frică, nu mai e. Liță e închisă cu... Alt animal nu poate să le strugă în pielul ăsta. Mergem, facem, luăm o declarație. Da, trebuie să luăm domnul declarație. Și șacalul și coiotul au aceeași înălțime. Da, da. Culorile cam la geamără. Numai că... Șacalul, ucidități, era mai unul, pleacă. Și ăștia ucidități și lasă. Bine numai sângele. Ce pagube ați avut? Ce v-au luat? Deci, ce mă omorâm aici? 30 de animale, rață, găini, cu tot, la un loc așa, cocoș. Și ce credeți că ar fi? Cum am mai spus, ăsta e numai șacal, că el distruge așa. Deci omoară și lasă. Ceea ce părea pentru autorități o glumă cu animalele ciudate care vin noaptea și atacă gospodăriile, pare a se lămuri în cele din urmă. Gospodarii nu au acceptat explicațiile unora dintre persoanele solicitate să le vină în ajutor și sunt ferm convinși că nu este vorba despre câini vagabonzi pripășiți pe lângă sat, ci este vorba despre animale sălbatice. Iezi câini? Cum? Nu are lonja de câini cu trei de trăduie. Dar să-l duce! Aici, mă, ce mă, ce mă, mai mare. Este lopresc, nu are... Prin așa! A trebuit să mai... Nu, a trebuit să mai... Aia e ca un câini mare, așa. Mărți, nu! Așa, aici a trebuit să mai aibă încă o gaură. Uite, vezi? Una acolo, una aici. Una aici, una aici, așa trebuie să aibă, două gaură. Mari, tamai, că are 70 de chile, dar cum? Nu are noi, dar sunt o grămadă, dar nu bai la noi o rup, tatăl ăsta. Altă dăși că a venit de la Săviniești, că a venit de la Târgu Neamț, nu poți să știi de unde a venit. A venit de undeva, e venit, e ceva. Dar dacă, era câine, așa mânca, nu? Mânca, numai s-a rupt de la gât, și de burtă sau... Deci un animal care seamănă cu câinele, dar nu este câine. Da, dar doamne ferete, sunt asta copii. Duc la școală, din la grădiniță, din colo, duci omul la cumpărături, e o pâine, ce? Oamenii au cerut pe rând ajutorul Direcției Sanitar-Veterinare, a Asociației Județene a Pescarilor și Vânătorilor Sportivi, dar și a altor oameni cu experiență. Cu toții au ridicat din umeri și nu au putut da un răspuns concret de mai bine de o săptămână. În acest timp, mai multe animale au căzut sub colții prăduitorilor. Uite aici cum o tăiet gardul cu gura, să se văd unde. Deci o rupt acolo. Da. Și a avut câine ăștia, câine ai avut aici. Da cum, dar e de gard de când. Câine a avut aici. Da. Uite, încă mai este până aici. De aici o luat domnul ăla de la vânătorii. Da, de aici. Totuși e înalt, are 2 metri. Și 2 metri are gardul. Dar uitați cum o tăiet cu gura de aici, îți cunosc urme de dinți. Uite cum o tăiet. Indiciile duc către o ipoteză care exclude acțiunea câinilor vagabonzi. Totuși cum și metodă de a mușca. Are un singur colț. Deci tot acolo. Vedeți? Da. Are un singur colț. Nu are colț amândoi. Și de partea asta. Da. Eu am făcut tratament atunci. Angajații primăriei din Dumbrava Roșie au fost cei care au pus primii lucrurile în mișcare. Au organizat pânde și au solicitat prefecturii nemțene sprijinul. Comisia a mers din casă în casă și a evaluat pagubele.
Eu zic că, după părerea mea, animale sălbatici. Deci, exact cum specifică și domnul, e posibil să fie șacal. După modul de acționare. Da, cum acționează? Cum acționează? Dar, deocamdată, mergem pe la toți cei care sunt păgubiți și vom vedea la urmă soluția care e. Și bineînțeles ce soluții vom lua ca să reușim să neutralizăm efectul. Măsuri, deocamdată să vedem comisia. Și îngrămădiți, nu șerpuiți. Ce o să... la ce soluție o să ajungă? Cine a venit astăzi și... în zona? La cine ați mai cerut sprijinul? Poliției? Deci e de la prefectură, de la Direcția Sanitară Veterinară, poliția de la Săvinești și de la primăria Dumbrava Roșie. La 12 noaptea. Și am ieșit cu lanterna, eu o ieșit de acolo, ghioaia și... o să regală. Ați apucat să vedeți? M-am văzut așa pe jumătate, cât o capră de asta. E mare, e mai mare, mare decât un câine. Coada lungă. Mai mare decât un câine. Mai mare. Dacă în cele din urmă atacatorii sunt câini vagabonzi, aceștia nu pot fi omorâți, ci doar trimiși în condițiile impuse de lege către o firmă de ecarisaj. Dacă este vorba de șacali, care au existat și în alți ani în zonă, atunci ar trebui găsită o altă soluție pentru rezolvarea problemei.